Stimați colegi, oaspeți, dragi elevi, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația de astăzi la această frumoasă sărbătoare, o sărbătoare de suflet, o întâlnire a absolvenților celor 30 de ani. Sărbătoarea de astăzi, ziua de astăzi, e o întoarcere în amintiri, o întoarcere în copilărie, o întoarcere la anii de școală. E un prilej de a vă întâlni unul cu altul, de a vă întâlni cu profesorii, cu școala, cu banca, de unde cândva v-ați luat zborul. Pentru mine, de asemenea, este un prilej de reîntoarcere la școală, unde am lucrat din anul 1984. Am dovedit și am lucrat și în acele clădiri vechi, ca să vedem dacă cineva le mai ține minte. Și am lucrat până în anul 2016, 32 de ani în această școală. În toată această perioadă, fiind și la funcție de director, am trecut prin foarte multe etape, prin fiind și director adjunct, am lucrat împreună cu Ghiril Antigonici, la care am luat foarte mult. Apoi am trecut la funcție de director, am trecut prin procesul de optimizare a școlilor, reorganizarea școlii în liceu și înapoi în gimnaziu, procesul de trecere la autogestiune financiară, care m-au obligat să depun străduință, să depun efort pentru a face față tuturor cerințelor care ne apăreau în cale. Primul bacalaureat, am avut emoții nu mai puține decât elevii care, într-adevăr, susțineau bacalaureatul și împreună cu întregul colectiv de profesori. Le-am izbutit pe toate, fiindcă alături am avut colectivul și elevi buni, stăruitori, cu care am implementat în școală 8 proiecte și o parte dumneavoastră le-ați văzut în imaginile care au fost arătate. M-am bucurat întotdeauna de succesele elevilor noștri, absolvenților noștri, care au devenit buni gospodari, oameni în înțelesul de plin al cuvântului. Absolvenții noștri i-am întâlnit în diferite domenii de activitate. M-am mândrit întotdeauna și am fost bucuroasă de realizările lor, de fiecare treaptă ridicată în cariera succesului lor. Și m-am mândrit totodată cu gândul că în ceea ce au devenit absolvenții noștri în viață este o mică părticică și din munca mea alături de colectivul de profesori. Am înscris în istoria școlii, o istorie foarte bogată, pagini frumoase, realizări mari.